Deși angajații complexului roagă să nu mai arunce bani în apă, iar în incintă au fost montate și plăcuțe de avertizare prin care sunt anunțați că este interzisă aruncarea în apă a monedelor, oamenii nu prea țin cont de sfaturi. O demonstrează din plin numărul mare de monede care se strâng zilnic din bazin. Ionii ăștia se dizolvă în apă și intoxică peștii, intoxică pe termen lung. Pe de altă parte, este un aspect neplăcut cu monede pe fund. În bazin sunt pești din specii extrem de scumpe și, pe lângă faptul că nu aduc noroc, banii aruncați pun în pericol sănătatea peștilor. Nu avem voie. Le face rău la peștișori? Da. Nu sunt prea ok, ecologice. Da, sunt doar niște superstiții, sunt niște vețuitoare și le dăunează, oricum. Poate într-o zi lumea se va schimba. Din păcate, nu este primul an în care cei de la delfinariu se confruntă cu această problemă. E foarte problematic să cureți bazinul, întrucât marea majoritate a monedelor sunt neferoase. Așadar, nu pot fi adunate cu un magnet. Îngrijitorii de aici trebuie să scadă nivelul apei aproape de minim, să intre înăuntru, să le adune cu mâna și apoi să umple bazinul din nou. Ultima dată când am făcut această golire și curățire, la începutul verii, au murit foarte mulți pești și în zilele următoare, după ce am completat cu apă, tot mai mureau, fiindcă nu se adaptau. Schimbarea asta de apă este un șoc pentru ei. În timpul sezonului estival, cantitatea de monede extrase este aproape dublă, așa că biologii de la delfinariu se gândesc acum să ia și măsuri suplimentare. Vor monta un sistem de supraveghere video, iar cei care mai aruncă bani ar putea fi dați pe mâna poliției.